Domnilor, domnilor, bună seara! Începem campania electorală aici la Tele3. O să avem o serie de emisiuni pe tot parcursul campaniei electorale pentru alegerea președintelui României. Reprezentanții partidelor politice și-au manifestat intenția de a avea posibilitatea să vorbească aici la Tele3, să-și susțină candidații. Și au solicitat timp de antenă. În această seară, invitații mei, domnul Andrei Udriștoiu, din partea Partidului Mișcarea Populară, reprezentantul candidatului Teodor Paleologu. Bună seara, domnul Udriștoiu. Bună seara, bine v-am găsit. Și domnul Nicolae Ivăniș, reprezentant ADN, coordonatorul ADN, reprezentantul candidatului Cătălin Ivan. Bună seara, Ivan. Bună seara, bine v-am găsit. Timp de aproape o lună de zile veți putea afla de aici, de la Tele3, de la toate emisiunile Tele3, datele despre acest scrutin electoral, cine se află, cine sunt candidații, ce îi recomandă pe candidați, totul despre reușitele sau nerealizările acestora. Trebuie să știți că mandatul președintelui României are o durată de 5 ani. Pe 10 noiembrie va avea loc primul tur de scrutin. Între orele 7 și 21 se desfășoară alegerile, iar al doilea tur a fost programat pentru data de 24 noiembrie, în același interval orar 7-21, și românii din străinătate vor avea posibilitatea să voteze. Numai că acolo votul începe de vineri, se desfășoară practic pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, imediat anterior zilei votării din țară. Deci românii din străinătate vor vota între 8 și 10 noiembrie și mai apoi între 22 și 24 noiembrie. Există posibilitatea de prelungire până la orele 24 a votării la secțiile de votare, și românii din străinătate pot vota și prin corespondență de această dată dacă s-au înregistrat pe votstrăinătate.ro. 41.000 3 români au ales să voteze prin corespondență. Și trebuie să vă mai spun că la alegerile prezidențiale au dreptul să voteze cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor și nu au dreptul să voteze debilii sau alienații mental, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale prin hotărâre judecătorească definitivă. Multe lucruri n-ar mai fi de spus despre această campanie decât că Biroul Electoral Central a finalizat, cum era normal, lista candidaților și aceștia sunt, citesc aleatoriu, Claus Iohannis, susținut de PNL, Teodor Paleologu, susținut de Partidul Mișcarea Populară, Dan Barna, Alianța USR Plus, Kelemen Hunor, UDMR, Viorica Dăncilă, PSD, Cătălin Ivan, Alternativa pentru Demnitatea Națională, Ninel Pea, Partidul Neamului Românesc, Sebastian Popescu, Partidul Noua Românie, John Ion Banu, Partidul Națiunea Română, Mircea Diaconu, Alianța Un Om, Bogdan Stanoevici, Independent, Ramona Brunels, Partidul Puterii Umaniste, Viorel Cataramă, Dreapta Liberală, și Alexandru Cumpănașu, Independent. Așa cum trebuia să precizez încă de la început, astăzi, alături de cei doi invitați ai mei, au solicitat timp de antenă reprezentanții candidatului Dan Barna de la USR și cei ai candidatului Ninel Pea de la Partidul Neamul Românesc, însă din motive obiective, cred, nu au ajuns la emisiune. Domnilor, începem
acest șir de dezbateri electorale, nu știu, cu agenda zilei, cu ce se întâmplă la nivel central cu această guvernare. Revenim și la Gorj, discutăm și despre mesajele candidaților la alegerile prezidențiale, ce slogan și-au ales fiecare dintre aceștia și cât de mobilizator poate fi, poate fi acest slogan. După cum i-ați văzut, invitații mei vin din tranșee, vin din campania electorală, că a început de vineri seara. Ați lipit afișe? Ai lipit afișe, Ivane? Nu încă. În centru? Nu. Te gândești la vreo idee? Cum a fost oglinda la europarlamentare? Nu, mai cazul că atunci a produs senzația, doar nu mai produce, știi. Păi și atunci am făcut-o prin altceva. Conjunctură. Sunt sincer, nu am avut afișe la vremea respectivă, că noi am făcut campania săracului, știi? Și am improvizat noi și am pus o oglindă, da. Deci e mai ieftin o oglindă decât un afiș? Păi nu, dar nu puteam să facem, nu aveam cui de mandatar, deci nu se poate. Am așa afișe puteam să punem și noi, dar nu ne-a venit la București, să ne vină zilele astea. Da, domnul Ristoiu, afișe cu paleologul în județ? În județ și în municipiu. Cam peste tot au fost puse, urmează și în zilele următoare. E de-a mea începutul, zic Știți eu, mai și avuți? Puțin mai avuți decât partidul dumneavoastră, nu foarte puțin mult, doar puțin mai avuți. Sunt partidele astea mari care au bugete și știm bine care. Doar partidele mari au fost vineri noaptea în centrul orașului? Sau partidele mari au fost cu mulți membri vineri noaptea. Partidele mici au fost cu câțiva membri, 2, 3, 5, câte au fiecare. Partidele mari au venit cu toată șatra asta de funcționari publici. Deci este prima, intervin o secundă, este prima anomalie pe care eu nu pot înțelege. De statul român dă zeci de milioane de euro partidelor politice, mare atenție, unor partide politice, ca să se poată promova. Pe bun. Înseamnă că noi, de fapt, suntem cenzurați fără discuție, trebuie să acceptăm ceea ce ne oferă ei, mai exact cele 5-6 formațiuni, iar restul, dacă vrei să creezi un pol, să faci altceva, altfel de politică, nu ai cum. De ce? Fiindcă statul efectiv nu te lasă. Indirect. Păi, intervin și eu peste tine. E normal și ai văzut și cu strângerea de semnături. La fel, practicile ca mie, dreptul partidelor noi, înființate partidelor mici, de a avea un candidat. Ca să fim sinceri, e foarte greu să strângi sute de mii de semnături la nivel național. Se pare normal că ești beat tânăr, sincer. Nu mi se pare deloc normal. Asta și de asta și puneam accentul pe chestia asta. Adică, bun, poți să înființezi un partid cu trei membri, dar îți trebuie important sute de mii de semnături ca să poți candida. Am înțeles. Nu, asta cu semnăturile, hai că o mai înțeleg până la urmă. Eu nu înțeleg, nu, cu semnăturile, hai că o mai înțeleg. Altfel s-ar tot nebunii ar face partide. Nu chiar e și asta o variantă. E o variantă. Dar vis-a-vis de finanțarea campaniei electorale, eu niciodată nu pot să înțeleg și mi se pare chiar anormal, și nu știu dacă e constituțional până la urmă, nu știu dacă ataca cineva legea asta tâmpită, să-i spun așa, în care statul dă zeci de milioane de euro unor partide. Bă, de ce îi dai? Pentru ce îi dai? De ce? Că sunt de o seamă cu politica în România aia. Le mai dai și tu zeci de milioane de euro. Păi și bun atunci, dacă din rândul societății civile se formează un pol care vrea să construiască, care vrea să facă altceva, poftim. Bine, să încerce, da, presupunând. Păi cum pot eu să alerg cu Loganu dacă să alergă cu Merțanu? Păi bun, în felul ăsta se asigură că tot ei vor conduce și în continuare, nu? Păi și asta e un subiect de debut, dacă mă întreb pe mine, cum ajunge efectiv să, bine că măcar ne primesc pe la televizoare. Ar fi frumos să nu mai primească nici pe aici. Să spună, bă, nu sunteți partid parlamentar, nu aveți vechime, nu aveți notorietate, nu aveți bani, stați acasă. Vorbiți, nu știu, pe Facebook, unde puteți. Da, Claudiu. Nu, nu e normal. Toate partidele trebuie să aibă timp de antenă și să se facă reprezentanții acestora, să se facă cunoscuți și e până la urmă un drept, unul democratic după decembrie 89. Bun. Ce se întâmplă la București? Nu vă spunem noi, colegii, titluri, bine, nu mai punem titluri, nu? Dacă dezbatere electorală, nu mai punem titluri. Cu hashtag nici atât, e bine așa, dezbatere electorală. Dar poți să-l pui pe negru, pe ăla, pe burtiera galbenă. Bun. Guvernul a fost dat jos, a căzut guvernul, după cum știți, săptămâna trecută cu, e adevărat, la limit, așa, la 5 voturi. Însă, același cabinet Dăncilă încă se află la butoane,
Pentru că până se reorganizează politicienii, mai durează, e ceva mai, mai greu. Ce trebuie spus? Că, uitați, executivul a aprobat în ședința de astăzi un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative teritoriale sumelor defalcate din TVA, adică banii. Și-a mai împărțit ceva bani, parcă, la finele săptămânii trecute sau doar astăzi. Deci încă e în funcție guvernul Dăncilă și, ce mai zic colegii noștri pe aici, sunt lupte acolo la vârf, văd și niște declarații ale domnului Ponta. Zice, nu strângeți 10 neuroni la conducerea PSD, le transmite domnul Ponta celor rămași în PSD, după ce dumnealui s-a întâlnit cu niște baroni ai PSD pentru a-și consolida, eu știu, poziția de ce, acum, că nu mai știm dacă e... Pe ce să înțelegem din declarația domnului Ponta? Că nu strângeți 10 neuroni de la PSD? Fiindcă au fost... Nu le zice PSD-iștilor, nu strângeți 10 neuroni la conducerea PSD. Ah. Adică e ceartă. Credeam că vrea să spun că au fost 11 și au plecat, el au rămas 10. Nu s-au dus suficienți de partea dumnealui. Se aștepta la mai mulți, dar nu s-a întâlnit decât cu Paul Stănescu și cu încă cineva, cu cine, cu Solomon sau cu cineva. Și au plecat doar cei cu neuroni în pro-România, să înțelegem, și afară au rămas la PSD, nu? Asta da. Era declarația. Cum o vedeți chestia asta? Nu, încă nu merg lucrurile pe repede înainte, cum se aștepta toată lumea. Un singur nume până acum, domnul Orban, pentru poziția de premier, reușește PNL să, eu știu, să vină la guvernare cu un guvern minoritar PNL? De unde vine susținerea unui guvern PNL? De unde? Eu cred că PNL-ul riscă să cadă într-o mare capcană. Nu știu, hai să nu vorbim doar de emisiunea despre ei, dar încercăm în 2 minute să comprimăm. Nu, că va cădea într-o mare capcană, fiindcă... Păi nu, Claudiu, când ești minoritar, central, te duci da. Să guvernezi, este firesc că ai nevoie de susținere din Parlament. Nu? De unde ți iei pe ăștia? Din parlamentari, chiar dacă nu sunt ai tăi. Și atunci încep negocierile alea subterane, Claudiule, mai pe românește, blaturile alea ordinare, așa le numesc. Deci nu există, fiindcă nu au făcut niciodată ceva transparent când s-au susținut unii pe alții pe din vale, nu? Oamenii o să-și facă guvernare și o să devină șantajabil din prima zi în care încep să guverneze. Fiindcă ești la mâna unui USR care nu vrea să vină la guvernare, spune că stă din tribună și strigă, hai pandurii, ești la mâna lui Ponta care la fel controlează și, eu știu, o mână de parlamentari din PSD și ia uite de tu ce guvernare poți să faci în situația asta. Că nu poți să fii tu, nu ai cum. Ia să încerci o măsură vreodată mai radicală PNL-ul să vezi, găsește susținere din coace. Nu găsește. Sau dacă o găsește cerându-i să la schimb una alta. Iară nu-i normal. Unde să găsească deci, susținere? În rândul pro-România, USR, UDMR. Ei cu ce trec ordonanțele? Problema este că, sau paradoxul, nu știu dacă e un paradox, e că nici cei care au votat moțiunea nu vor să susțină, sau unii dintre ei au declarat că nu susțin un eventual guvern PNL. Eu cred că vor susține guvernul, nu vor intra la guvernare, așa cum USR-ul a spus-o că nu vrea să-și asume în momentul ăsta o guvernare și, într-adevăr, PNL-ul riscă să cadă în capcana asta imensă, că e o cursă întinsă de USR pentru a crește în următorul an în sondaje. Ești la mâna lui Ponta. Ponta, așa cum îl știm, e un duplicitar, un traseist, nu știu, dacă poate fi ceva mai rău decât un PSD-ist, eu cred că e Ponta. Ăsta e rezultatul. Trebuie să negociezi bine. Și oricum negocierile se fac în spatele cortinelor, că vrem să recunoaștem asta sau nu, n-are cum să-și facă altfel un nou guvern să se instaureze acolo. E bine că a picat guvernul PSD, nu știu ce o să se întâmple de acum înainte cu Orban premier, care probabil e singura variantă în momentul ăsta și acceptată și de președinte. Ce face PMP? Sigur. Că iată, liderul dumneavoastră de aici, domnul Davițuiu, a declarat astăzi la Radio Infinit că, citez, eu n-aș dori, e prematur. Adică ar putea intra la guvernare PMP alături de liberali, însă
Domnul Davițoiu a declarat că nu agrează o astfel de variantă. Asta e părerea domnului Davițoiu. Negocierile, din câte știu, se fac la București. Sunt două variante, într-adevăr, din ce am înțeles. Una de a intra la guvernare alături de PNL, dar cel mai probabil doar vor susține acest guvern de tranziție. USR-ul se pare că insistă pe alegeri anticipate, deși li s-a cam spus clar, li s-a transmis mesajul că e imposibil să le organizezi, sau aproape imposibil. Dan Barna insistă pe subiectul ăsta. Păi asta e misiunea lor. Odată să prindă mai de în guvern, să trântească ce trebuie economic vorbind, să ne lase pe aici să mergem cu carul cu boica pe vremuri și gata. Cine a câștigat dintre candidații la alegerile prezidențiale după căderea guvernului? Cine a câștigat din căderea guvernului, Ivan? N-a câștigat nimeni, fiindcă s-a împărțit acest câștig virtual până la urmă. Cred că mai degrabă a pierdut PSD-ul. Și ăsta e un lucru benefic. Uite, de câștigat, liberalii câștigat dau, nimeni. Potrivit unui sondaj intern, că după căderea guvernului, lucru asumat exclusiv de președintele Iohannis, că Klaus Iohannis ar fi crescut în coate, repet, potrivit sondajului propriu al PNL, cu 4% după căderea guvernului. Pare... Și eu am făcut un sondaj și a crescut Cătălin Ivan cu 5%. Deci nu mai are 4, are 9%. Deci nu crezi în... Cum să cred în astfel de anomalie, mă, Claudele? Pe Iohannis acum merge din inerție și pe un aparat de partid bine pus la punct, care este locul 2 după PSD. Probabil acum este locul 1. Și poate vă surprinde, dar la logistica pe care o are USR-ul și la banii care îi bagă în partidul ăsta, de pe unde îi bagă, de prin lumea largă, crede-mă că o să-i bată și pe aia și pe aia. Din punct de vedere financiar și al strategiei și al logisticii și al ceea ce vrei tu... În momentul de față, dar nu spune mie de Iohannis, că Iohannis a crescut el 4%, că a picat guvernul PSD. Păi stai puțin, că exact ce spuneam adineaori. Îi vedem acum ce fac la guvernare. Să nu te gândești că nu le trag ăștia preșiu. Pentru că tu crezi că eu nu mi-aș dori, mă, Claudiu, vorbim acum că parcă ne-am fi campanie electorală. Nu mi-aș dori să văd o guvernare care merge ață. A cui o fie, aducă-să, Doamne iartă-mă, că nu facem noi politică de la gorji. Știi? Nu facem, îți spun sigur asta. Și atunci nu mi-aș dori și eu să văd, Doamne iartă-mă, că merg lucrurile ca lumea. Dar n-ai să vezi treaba asta, fiindcă sunt interesele, sunt banii, sunt datoriile, promisiunile. Cum îi mulțumești pe toți? Tu știi ce înseamnă politică? Că vezi aici la noi la nivel de oraș, de județ, că fiecare întinde mâna. Că asta e boală. Fiecare își împarte, și când vorbesc că își împarte, oameni, mă refer la bani, la buget. Ăia pe complex, ăia la pe din coace, ăia pe drumuri. Așa se face și la nivel național la fel. Mai că aici împart pe ministere și după aia împart iar la alți câteva sute și câteva mii și uite așa merg treburile. Dar în momentul de față, cu ce lider vei tu să te duci în guvernul României ca să îi impui respect până la urmă? Spune, dă-mi un nume. Păi nu știu, Iohannis are prerogativul ăsta. Dar Iohannis a dovedit că nu este lider, încă o dată spun. Iohannis, știi tu că a fost varianta aia și percepută greu de români, trecută de la un jucător gen Băsescu la un Sfântul Petru gen Iohannis. De seama că e puțin nașpa. Și te uiți între ei și atunci vezi unul, doi care ar fi puțin mai acătării. Acum nu zic eu că e el în emisiune. Dar eu îți dau cuvântul meu, domnule, prima variantă pe care o văd de Cătălin Ivan, ca și mental, ca și om, ca și istoric până la urmă. Ia-l din urmă de unde vrei tu, caută-l pe Google, vezi ce spune de el. Nimic. Ai înțeles și rău. Bun? Vine paleologul, iar... altfel de om. Uite-te la restul, spre exemplu, să vezi ce alegi din ei. Stai un pic. Tu și alege tu ceva din ei. Dacă ne uităm la Cătălin Ivan, e și el e produsul PSD. Cătălin Ivan, adică încă o dată. Crescut acolo. Păi toți sunt crescuți acolo. Toți sunt crescuți acolo. Dacă punem problema așa, noi nu mai avem în momentul de față clasă politică. Sunt pesedizați toți. Să ne înțelegem. Mai mult sau mai puțin, dar ei sunt pesedizați. Direct, indirect, cum sunt ei, corciți pe acolo, sunt clasa asta politică, știu că nu mai este stânga și dreapta. Nu mai există. Eventual poți să-i separe așa, stânga euro, dreapta dolar, sau cum vrei să le spui. Asta e doctrina lor. Purtător de bun. Cuvânt PSD. Un europarlamentar care când a trecut de la tineret la mare, a cerut lui Ponta un singur lucru. Să radă baronii locali. Și a zis, da, domne, așa o să fac. Și nu i-a raz, mă. Și după tăi lui a zis iar, băi, raz? Nu. Și a plecat omul. Și a luat geanta în spate ca Bruce și a plecat în lumea lui. Deci și de unul singur... Deci nu a rămas cu metehnele PSD? Da, tu ai văzut la omul ăla că ai vorbit cu el, vreo metehnele PSD. Dar eu, Ivan, care nu-i suport, eu căutam vreodată lui, lângă da. Un astfel de om, dacă nu m-ar fi convins. Veneam la tine în emisiuni, Claude, nu știam în viața mea, nu mă gândeam să ajung să-l cunosc pe Cătălin Ivan. Ce spuneam eu ție, mă, de la PSD, care e un om care l-a remarcat? Cătălin Ivan, sunt de atunci câți ani? Încă o dată, ce tânăr politician îl vezi tu fugind de sub patrafirul Astora, îți dau un exemplu, să ia să conducă el efectiv, să-și ia viața în mâini, politic, să mai aibă și rezultate, Claudiu.
Fiindcă avem în vedere și legislația, legea care a făcut-o în Parlamentul European. O lege care a zguduit Parlamentul European, să știi. Eu vorbesc cu oameni din toată sfera politicului. Nu vorbim numai de strict de PSD la acest moment sau de PNL. Da. Să știi că sunt mulți care au recepționat așa cum a fost el. Oriceea ce trebuia să facă o comisie întreagă, el a făcut de unul singur, Claudiu. Fiindcă noi în Europa nu aveam bază legală, tu înțelegi? Nu aveai structură. Cum să confiști tu averi legale furate de politicieni din România, din Franța, din Germania sau de cine vrei tu, de gangsteri, dacă tu nu ai o structură să aduci banii aia înapoi de peste ocean? Din America de Sud sunt cei mai mulți bani, să știi, negri, acolo sunt pitiți. Peru, Panama, Brazilia, Argentina. Nu aveau structură. Ăsta în 2 ani de muncă l-a făcut singur o lege și a trecut. E Cătălin Ivan, bun. Ce vrei să fie ăsta? Ce vrei tu de la orice partid? Păi bun, stai un pic. Bun, a făcut legea asta și aveam structuri în România care să o pună în... Dragul meu, a făcut-o la nivel european, nu în România. Păi a mers doamna Chioveși acum. Da. Statuia Libertății, uite-o acolo, este prin procuror european. Are o structură, acum are posibilitatea, pe lege, să recupereze averi ilicite ascunse în afara Europei. O lege făcută de Cătălin Ivan. Hai, poftim, luați-le banii acum. Acum îi prindem noi pe ei, mă, Claudile, tu înțelegi că se uită lumea la noi. Niciodată nimeni n-a vrut, oameni buni, să recupereze acești bani. Au știut permanent de ei, toți, de la al mai mic până la al mai mare. Au știut pe unde țin cuferele prin lumea largă. Dar de unde? Domne, n-am avem bază legală, n-avem cum, n-avem hâț, povești. Eh, poftim, acum aveți. Ia mergeți, bă, și luați-le banii. I-a arătat vila lui Dragnea prin Brazilia, toată splendoarea ei. Ia te, bă, și ia-o pe vol la două acasă. S-o băgăm aici la vânzare, la ANAF, nu? Să recuperăm, da, prejudiciile. Am înțeles. Domnul Diștiu... Trebuie să înțeleagă și oamenii. Continuăm. Că păcălim poporul cu televizorul. Da. Păi ne-au mințit 28 de ani pe noi. Că nu putem, că nu e aia, că nu e cealaltă, dar le arătau cu degetul. Atâta, bă, și iau acum, poftim. Ce te, da, ține? Domnul Diștiu, a crescut cineva? Cine a cuantificat căderea guvernului de săptămâna trecută? Păi Iohannis, 4% n-aș crede nici eu. Victor Ponta, din punctul meu de vedere, și Mircea Deaconu, na, fiind susținut de Pro-România și de ALDE, nici de cum nu se situează acolo unde dau sondajele astea a televiziunilor, nu știu, am văzut sondaje cu 16%, cu locul 2, Mircea Deaconu. Sondajul cine îl plătește, ăla primește. Hai să fim serioși, depinde cine îl face, corect. În toată campania eu cred că Paleologul a crescut. Nu că e reprezentatul nostru, dar eu cred că a luat partidul de acolo de la 6% cât a avut PMP-ul la ultimele alegeri și e undeva peste 10% în momentul ăsta. Iar Dan Barna îl văd mult sub scorul USR-ului. Într-adevăr, mulți spun, băi, USR-ul și-au primătoarele. E, nu știu, acum vin banii, acum e campania și parcă îi văd cum se reactivează băieții și, și încearcă să, să crească. Ne trimite prietenul nostru, domnul Lovența, aici. Sumele cu de bani. Ce bani aveam în conturi la 31-12-2018? USR, PNL și PSD. Iată, USR, 8,5 milioane de lei aproape, mai exact 8.483.810, vă zic pe rotund, 85 de miliarde vechi. PNL, 37 de miliarde de lei vechi, sper să... da, le iau de bune cifrele. Sper să fie bune. Și PSD 53,3 milioane. Deci nu, stați că nu vine să crede. Deci cum, aia 84? Ba să vină să crezi. Aia 369 de miliarde de lei vechi și ceilalți 533, da, de miliarde de lei vechi, adică 53 de milioane noi. Da, o să mă uit și o să verific. Dacă, da, îl cred pe cuvânt pe domnul Lovența. Deci vin banii la, trebuie să partide și se la unele partide vin bani, la altele mai puțin bani sau deloc. Da, vin mai puțin. Foarte puțin în comparație cu partidele mari. 70 de miliarde, nu știu. Avem, da, și noi ceva. Asta e legea, profită toată lumea de ea. Deci nu sunt de aia. Toată lumea profită, doar cine... Deci partidele parlamentare, profită, da? Acum câțiva ani nici noi nu eram partid parlamentar, da, și am trecut printr-o campanie, fără să primim subvenții. Bun, trebuie să luăm o pauză de publicitate, câteva minute și revenim apoi. O să vă spunem aici ce nume se vehiculează pentru funcția de prefect al județului Gorj și doar împăcare istorică la PNL. O să vedeți despre ce e vorba. Cine ținea afișul lui Iohannis vineri seara în centru orașului, doi domni foarte cunoscuți care au fost oarecum pe drumuri paralele până acum,
cel puțin declarativ. Deci în loc să-mi promovez candidații, vorbesc de... Bine, am las cu vorbim despre tot. Promovați, zici, vorbiți ce vreți voi. Revenim imediat cu invitații mei. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor rare și dese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la moto ferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite moto ferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1500 de lei la tractoarele Ryder R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, Calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.ro. Relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Am revenit, sunteți în direct la a patra putere. Dezbatere electorale aici 3 săptămâni, nici nu știu până când. Până pe... Stai că am citit mai devreme. Când se termină campania electorală? Pe cât? Pe 12 octombrie a început și se termină, nici nu știu. Păi pe 10, pe 8 probabil, în vinerea. Da. Aoleu, pe 10 se alege. Păi da, de data de 8 vinerea. Bun. Invitații mei din această seară, după cum i-am prezentat și la începutul emisiunii, Andrei Udriștoiu, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară, susținătorul candidatului Teodor Paleologu și Nicolae Ivăniș, coordonator ADN, susținătorul candidatului Cătălin Ivan. Candidatul la președinția României, se subînțelege. Trebuie să vă reamintesc că au avut timp de antenă și susținătorii
candidaților Dan Barna de la USR și Ninel Preia de la Neamul Românesc, însă nu au ajuns la emisiune. Vă spuneam că se vehiculează în spațiul public și colegii noștri au dat astăzi, ia uitați, Radio Infinit, Banța, Paraschivu, Drăgușin, vehiculați pentru postul de prefect al județului Gorj. Îi știi? Ai auzit de ei? Stai că încep cu domnul Ristoi. Ați auzit, domnul Ristoi? Două din cele trei nume, da. Unul, sincer, nu știu prea multe detalii, dar avem un nou prefect. A picat, a stat cam puțin în funcție. Va veni altul nou, unul din cei trei, deocamdată, probabil. Stai, deocamdată nu avem guvern. Ministrii, secretarii de stat și cu toți de prin ministere. Claudiu, trebuie să nu fim motivul o eroare, că am impresia că pe lege nu poți să schimbi prefectul un an de zile. Cine a zis asta? Eu așa am auzit. Bun. Deci un an. Decât dacă pleacă el. Cine e omule, prefectul are un rol unui fi până la urmă, nu te gândi că dărâmă munții prefectul prin Gorj. Ai văzut un prefect implicat sau... Da. Când am văzut prefecți implicați, sunt prefecți implicați. Poți dau exemple. Vorbeam domnul Manta, Pantelimon Manta, vă spune nu ceva. Nu l-am prins pe dânsul, eram prefect, subprefect, cum îl chema? Gheorghe Vulceanu. Deci Gheorghe Vulceanu, am mai spus-o la televizor, subprefect PNCCD și coordona serviciile de concentrat. Păi ridica pe aia în picioare ca la școală. De la șeful poliției până la cine vreți voi. Deci erau niște oameni care au condus prefectura aia, care erau implicați. Da, dar postul ăsta e un post călduț, râmnit de toți oamenii politici. Ești numit, nu ești ales, nu ești supus votului, nu treci prin campanii, nu te afișezi, nu trebuie să mergi în prea multe emisiuni. Așa că sunt convins că dacă pe lege se poate schimba anul ăsta de zile, cu imediat după instaurarea noului guvern, va fi ales, probabil, o persoană va fi aleasă din PNL Gorj. Nu cred că dați pe sursă, nu va fi dar... niciunul dintre o trei. Cum sunt cele trei nume? Bă, Drăgușin, nu știu, e un om ok, așa, dacă mă întreb pe mine. Paraschivu nu știu bine și mă abțin. Păi a fost prefect. Până mai... acum... cât? Trei ani? Cât? Până în 2016. Iar Banța, în opinia mea, pică. Pică fiindcă are un istoric și nu știu dacă încep să... curgă toate și despre nea lui. Păi nu stai că mai bine își vede treaba. Nu, că îi analizăm ca și foști. Banța a fost prefect al județului Gorj. S-a remarcat cu ceva? Din câte știu eu, nu, dar hai să vedem de ce mereu trebuie să fie foști. Eu asta nu înțeleg în politica din România și chiar astăzi... Ca și prefecții analizăm acum. A rămas ceva în Banța, în memoria colectivă, ca și prefect? Nu cred că și-l aduc, că nu știu cetățenii aminte. Așa, că nu, simbolic, nu cred dar... că face pe noi imprudențe de astea. Acum tu ce vrei să începem să vorbim de pe niște emisiunea asta? Păi nu, că astea sunt... Nu face imprudențe de astea, că îi cunoști ce vorbim aici. Paraschivu a fost prefect până acum... A fost pus de cine? Tehnocrați, nu? Și iară, nu l-am văzut. Deci asta eu... cu tehnocrații, dacă o mai aud odată, încrapă capul. Care tehnocrați, Claudule? Cum? Care au fost ăia, zi-mi și... Cioloș și... Păi Cioloș nu e tehnocrat cu niciun SR unui partid independent în momentul de față. Păi stai, a fost. Păi atunci... Și ce s-a întâmplat între timp? Păi guvernul meu ăla, în 2015, da? Nu a fost. N-a fost tehnocrați? Ba da. Cu numele. Și ultimul, domnul Drăgușin, a fost subprefect al județului Gorj, iar nu, adică nu-i, din punct de vedere profesional, nu-i contestăm. Bun, poate o să vină cu o surpriză, și... nu știu, pe lângă cele trei nume și o să ne impresioneze. Adică, credeți că PNL își asumă să facă greșeli de genul ăsta? Părerea mea, nu știu. Știi că chiar scriam acolo 3-4 zile, PSD-ul știu unde a gafat, lamentabil chiar, chiar așa am spus. Au promovat tot ce au avut mai rău, parcă au făcut-o intenționat. Bă, dar tot, la ei dacă te uitai, erau praf și pulbere. Nu alegeai vorba aia din toți un doi. Păi dacă PNL-ul începe și lucrează în același mod, atunci să nu se mai mire că într-un an de zile știi cum sunt, la loc comanda. Alea patra lui Iohannis se fac 14, dar cu minus. Nu, și hai să fim serioși că niciunul dintre noi ne dorim până la urmă Claudiule astea. Asta e o mare tâmpenie cu strategiile făcute în funcție de cum faci să-i rup picioarele celuilalt. Deci eu atâta văd în politică, nu de față. Îți dau un nume de PSD-ist care și-ar putea pierde funcția? Că zici tu că a promovat PSD numai așa și așa și cum ai zis?
Ion Călinoiu, șef serviciu gospodărire a apelor Gorj. Zice ceva numele ăsta? De ce ai să spun un lucru? Orice om sănătos la cap, îl lua pe Călinoiu, îi făcea o chilie unde vrea el. Îl lua așa frumos cum lua romanii, știi, pe vremuri. Da, și îl ducea acolo, mă, în primăverii. Are 7 kg, cu ghilimele. Ce mai caută omule să mai stea ca păduchele în frunte? Eu așa ceva n-am putut să văd. Aici e problema la oamenii ăștia. Și am observat absolut toți care au avut ocazia de-a lungul vieților să controleze, dar să controleze, spun bine ce spun, acest județ. Nu pot să stea locului pentru nimic în lume. Ei vor în continuare să fie ei acolo la masă, să-ți dea decizii. Păi au luat, mă, Claudiu, decizii ăștia. Știm exact ce au făcut investitorii, nu călcau Gorjul, Claudiu, că erau dijmuiți de la intrare. Știm exact, Claudiu, că s-a vândut bucată cu bucată tot ce a fost în acest județ și asta știm. Știm exact că au angajat toate rubederile și toate amantele și tot ce au avut ei pe lumea asta, Claudiule, și asta știm. Și atunci ce vrei să-mi arăți, mă, nouă-tu mie? Asta o știi tu, eu n-am de unde să știu. Eu o știu? Dar ce vrei să-mi arăți tu mai departe mie când mi-a arătat toate aceste lucruri, dar și am spus doar trei? Trebuie să aduci și dovezi în sensul ăsta. Da? Adică dacă și-au angajat amantele. Da, numai de noi. Pierdem timpul cu chestiile astea. Nu știu, de unde să știu, decât dacă le prezentăm la televizor. Spune oamenilor că tu ești moderator și nu ai voie. Asta ți-e meseria și trebuie obligatoriu, te obligă CNA-ul să spui astfel de lucruri. Am și oamenii voie înțeleg. Spun, am voie să spun. După aceea zice lumea că cine știe, dacă bas facem câmpul pe aici. Acuzații de genul ăsta, trebuie să aducem și... Hai bun, Ivan spunea la modul general, nu doar un nume, ci toți care au condus județul și știi foarte bine, familii întregi care ocupă funcții publice înalte și alții, nu știu, nu s-au născut în familiile potrivite și nu pot să promoveze acolo. Uite, PNL-ul, deși n-a venit la guvernare și încheiem capitolul ăsta. Chiar insist. Spune, cum să zic, își consolidează așa conducerea ca să se pună oamenii la masă când va fi, să fie, să împartă funcțiile. Cine ținea de afișul cu Iohannis? Colegii, dacă mă auziți, aveți poza? Cu peneliștii la... stai că vă trimit eu, imediat. Imediat vă trimit să vedeți cine ținea de afișul de la 12 noaptea, vineri, când a început campania electorală. Bine, nu pot să vă trimit, colegii, că nu merge netul și așa mai departe. Le spunem oamenilor despre ce este vorba, dacă vine netul între timp. Deci ținea de poza domnului Iohannis, domnul Dan Vulceanu, președintele PNL și domnul Marcel Romanescu, președintele PNL Gorj, Vulceanu, domnul Romanescu, primarul municipiului, președintele PNL Târgu Jiu. Și cine mai credeți că ținea de poză? Domnul Modrea, primarul de la Turcinești, care acum câteva luni în urmă era pe la întâlnirile PSD. Câteva luni, mai spre vară. Când a venit doamna Dăncilă în Gorj, e și dumnealui cu o mână pe cravata lui Iohannis. Dai voie să intervin. Te rog. Nu mi se pare nimic anormal ca un primar de comună, în primul rând, asta vreau să discut cu tine și să o lămurim. Fiind o guvernare PSD, mi se pare chiar firesc, eu primar de comună, să încerc să-i păcălesc pe acești PSD-iști, să le promit ce vrei tu, vis-a-vis de întâlnire care spiritul au avut loc pe acolo și pe dincolo, unde au fost. Pentru că ei depind de banii acestui guvern, Claudiule. Dacă ești negru în cerul gurii și știi să te ceri cu ei toată ziua, 4 ani de mandat, cum a avut PSD-ul, 4 ani de guvernare, nu vezi o fisă. Bine? Și ce faci tu ca și primar de comună, că pe Doda Floarea și pe mine nu mă interesează care e guvernarea și ce relație ai tu cu ei. Pe mine mă interesează să-mi pui apă la poartă, să-mi faci ulița, să-mi faci lumina și așa mai departe. Bun? Da. În momentul în care tu ca și primar nu ai dialog vis-a-vis de asta, dacă mai ești un pic mai bandit, cum a fost, uite, Modrea, spre exemplu, și mai știm cazul că și Bălești au făcut la fel. A luat Vioara, da, după ei de 3 ori, uite, acum trebuie, aruncă arcușul și Vioara și văzut de drumul lui. Le-a luat bănuții și a făcut treaba. Pe mine nu mă interesează încă o dată că nu mai vreau să mai aud de stânga și de dreapta. Nu mai suport treaba asta. Deci orice primar, în opinia mea, este condamnat să joace într-un fel sau altul, să atingă, până la urmă, interesul cetățeanului. Lasă pe politică, avem și politicieni în Gorj, dă pe din afară, crede-mă. Ia uitați fotografia. Asta e. Cum o vezi? Te duc eu la o problemă serioasă imediat acum. Stai un pic. Eu moderator un minut. Domnul Odriștă, iată, Dan Vulceanu și Marcel Romanescu, cred că n-au o poză împreună de
din iunie 2017. Nu știu dacă și asta a fost făcută din dragoste între cei doi, de, ce sau a fost făcută de nevoie, să-i spunem. Domnul Vâlceanu zâmbește. Domnul Romanescu este mai serios așa un pic, dar zâmbește în locul domnului Romanescu umbra dânsului din față. Nu știu cine e domnul ăsta din față, din fața domnului Romanescu. Eu domnul din organizația de la Târgu Jiu, nu știu numele, da. Dar... Nu-mi plăcea anturajul, nu-mi plăcea fotograful, da. Ai de unde să știi aici, da, care okay. E motivul. Bine, colegi, puțin forțată poza, dar trebuie să o facă și pe asta, trebuie să pună, fiind primarul municipiului, domnul Dan Vâlceanu, președintele organizației județene, n-avea cum să nu se pozeze, să nu se tragă în poză, cum se spune, au făcut-o de voie, de nevoie. Bine, astea sunt... Saltele. PNL oricum nu se poate lipsi de un primar de municipiu Târgu Jiu, așa că... Cu dragoste, fără dragoste, vor merge înainte. Deci nu văd nicio mare discuție pe subiectul ăsta. Da, pe subiectul ăsta. Ia zi, Ivane, ce... Nu, ca idee, mă uitam la ultima postare a lui Cătălin Ivan și uite, așa. Chiar insistam, uite, să citesc chestia asta. Dacă nu e lungă. Deloc. Așa. Este important să știm ce vor partenerii noștri externi de la noi, dar cred că a venit timpul să afle și ce vrem noi de la parteneriatele cu aceștia. O chestie foarte bine spusă și vreau așa, să discutăm. Ce anume? Ce? În plus, România trebuie să recâștige dreptul de a-și gândi politica externă singură, domnul Matei Claudiu, în beneficiu românilor și al economiei românești, Claudiule, bine? Restabilind contractele comerciale și piețe cu piețe tradiționale. Păi, Claudiule, hai să spun ceva, vorbim de candidat la președinție. Niciodată candidat la președinție nu face nici podul la Turcinești, nici pasarea la Artego, nici nu mărește salariile, vrăjeala care o spun toți prin emisiuni, că ei merg în campanie electorale, oameni buni, dar ei nu știu programul lor de campanie. Ei merg și, bă, polomotesc pe acolo, vă spun vouă, tot felul de nevrute. Cam cum vorbim noi până acum, știi că noi măcar aici avem subiecte de dezbatere că sunt de actualitate. Dar ce se întâmplă? Un președinte, dacă nu este minim, bă, nu zic curajos, mă, Claudiule, până nu trebuie să fii curajos. Trebuie să ai identitatea ta, bă, Claudiu, să fii, bă, tu, ești liderul unei țări, ne reprezinți, că bine a zis Cătălin Ivan, președinte pentru români, că pentru România am văzut, au fost toți. Ne-au vândut, știi cum? Uite așa, și pe stânga și pe dreapta. Bă, să nu te duci tu odată ca lider, reprezentant al unei națiuni, să discuți ferm și pe poziții, ca să dai tonul totodată și parlamentarilor tăi, și europarlamentarilor, și miniștrilor de externe, când merg la dialog cu această Uniune Europeană, până la urmă, pe care toți până la urmă o agremtă, fără ea nu se poate, e greu să trăiești izolat. Cu toate că nu e imposibil, văd sârbii, că au prosperat peste noi. Dar sunt de o parte asta, că eu sunt pro-european de la 9 luni. Știi foarte bine că la 14 ani am plecat din țară. Ideea este următoarea, să nu ai tu identitate în tine să mergi să negociezi cu oamenii ăia, vin și ți-a cu resursa din Marea Neagră, poftim. Bine, bă, americanule, cum te-o chema pe tine. Bine, bă, ia-o și pe asta. Cât îmi dai și mie? Păi îți dau 5%. Bă, stai ușor, nene. Nu 5%. Dă-mi și mie 35%. Dau un exemplu. Nu cerem niciodată noi, Claudiule. Tu crezi că se negociază niciodată. Dar cum se negociază? Exact așa. Da. Ba da, Claudiule. Ba da, exact cum spun eu. Știi câtă presiune a avut Orban al Ungariei când a obligat prin lege ca toate terenurile din Ungaria să fie plantate, mare atenție, cu ceea ce prevede strict în lege. Știi câtă presiune a avut la tot UE-ul lui Dumnezeu Sfântul și la toți latifundiarii, miliardarii Europei care au cumpărat terenul, cum au cumpărat și la noi în Ardeal. Și nu numai. Foarte multă presiune. Și totuși omul nu a cedat. A spus clar, ai luat teren cum ar fi la noi. Ești la Câmpul Mare, da, aici pui cireș. De unde e cireșul? De la Matei Claudiu, bă. Sau de la, cum îl cheamă, cel care ai pepinieră în zonă. Nu vii tu și îmi pui mie muștar ca să-mi seci pământul ăla în 7 ani și să pleci în lumea ta. Deci orice președinte de țară, încă o dată, dacă nu impune respect și dacă nu cere pe unde se duce și stă ca papleacă la capul în jos, niciodată n-ai să vezi că de-aia mă îngrijorează finanțarea de către alte țări a unor formațiuni politice. Deci este cea mai mare imprudență. Ce țară îți vrea, mă, ție bine, Claudiule? E jurnalist de atâția ani de zile. Cum adică, ce vrei să spui, că ce partide sunt finanțate în altă țară? Bă, USR-ul este un partid finanțat de ONG-uri care sunt alimentate de afară. Se cunosc toate care sunt alea. Nu păi știi? Nu, stai puțin, că cheltuielile sunt transparente, sunt verificate de autoritatea electorală astea? Permanentă. Dar astea acum? Da. Bă, băiatul ăștia au băgat bani în ultimii 3 ani. Păi și atunci. Păi eu dacă n-am bani până azi și azi îmi dai mie, ce să mai fac într-o lună zile? Urmărește-i pe ăștia care aruncă cu 10 de milioane de euro pe geam într-un timp relativ scurt. Păi au cu ce? Da. Manipulează pe toate părțile și își ating anumite scopuri care pe mine, ca cetățean român, mă dezavantajează, nu neapărat pe mine la timpul prezent. Peste 10-15 ani am o mare problemă. Adică m-au furat niște nemernici 28 de ani și mă duc cu niște trădători acum ce să fac? Încă 28 de acum înainte? Aici e problema noastră.
De asta spun că rolul acestor alegeri, dacă mă întrebe mine, primul tur este strict de a crea alți poli de forță. Indiferent de la ce partide astea mici, dă-le mă, dă-le acolo să aibă și ei un suport, să poți să prezinte un pericol pentru nemernicii ăștia alți, că altfel n-ai făcut nimic, Claudiu. Atenție la limbaj. Care e targetul partidelor mici? Păi așa cum zice Ivan, avem nevoie de un impuls, să-l votăm pe Paleologu, să intrăm în turul 2, să ajutăm un partid mic să accede acolo. Cătălin Ivan, cu părere de rău, dar nu știu unde o să se claseze. Probabil o să aibă un scor onorabil pentru un partid atât de mic. În schimb, noi chiar avem pretenții să luăm un scor peste 10% cu siguranță, cu două cifre. Asta nu ți asigură. Bun, și cu 10% asta intrați în turul 2? Nu ți asigură intrarea în turul 2. Dar eu cred că acolo e o bătălie între trei candidați, Iurica Dăncilă, Barna și Paleologu. Oricare din cei trei poate să acceadă să facă o surpriză. Aud mulți. Iurica Dăncilă e praf PSD-ul. Eu sunt mai sceptic în chestiunea asta și sunt sigur că aparatul PSD-ului se va pune în funcțiune și vom avea o surpriză. Acum? Da, acum la legile prezidențiale, din punctul meu de vedere, Viorica Dăncilă, eu n-aș crede, umblu foarte mult prin țară, prin comune chiar, și credeți-mă, la țară, cel puțin, sunt mulți votați PSD. Acolo primarul trage, primarul spune, sunt pensionari care nu înțeleg, nu știu ce e inflația, nu realizează unde s-au dus prețurile astea. Se bucură pe suta aia de lei, le-am spus-o, oameni buni. Bun, ce faceți cu ea? O să vină iarna, o să-și dea seama ce înseamnă gazele, asta lemnele. Este o problemă. Acum o să realizeze, bun, că până acum a fost vară. Electoratul nu este numai în mediul rural. Bun, în mediul urban PSD-ul stă foarte prost. Eu locuiesc în Timișoara și chiar văd că orașele mari cam dau tonul. Timișoara a început să stea prost ca toată lumea. USR-ul, de exemplu, a obținut un scor fenomenal. Chiar și compania în care lucrez eu a fost pe un val. Zic, băi, bun, cu ce proiecte au venit? Ce propun ei? Ești la o multinațională? Da. Ce propun ei? Da, pentru cine lucrați? Pentru compania americană. Te iubesc. Ok. Știi cu cât au depărit niște cărți de vizită niște austrieci la multinațională din România? Le-au trimis la Viena să le facă cu 7 euro bucata. 80% domnul Andrei și domnul Matei, păi cartea de vizită n-o făceai, mă, și le-a par în gujos cu alea cu 50 de cenți? Eu sunt Claudule, statul român ce face, dacă mă scuți că ai venit la... Care e relevanța? Scosul banilor din țară e relevanța, Claudiule. Mi-aduci borhotul, mi-l vinzi aici și banii ți-i sifonezi prin fel și fel de pârghii. Ce scoți bani din țară dacă tu în țară îmi plătești impozite la salarii, impozite pe clădiri, taxe? Domnul Claudiu Mati, credeți că USR-ul nu e un pericol la fel de mare ca și PSD-ul, cel puțin pentru România? Că eu așa o văd, sincer, l-am spus-o tuturor. Pentru mine e un pericol USR-ul în momentul ăsta, la nivel național, peste 10-15 ani, prin măsurile pe care le-a luat dacă ar fi la guvernare. În Prostovanii, care chiar a crezut la început când a venit cu Nicușor Dan cu chestia asta că se creează o emulație și crește la nivel național și va ieși ceva benefic din ea. Crede-mă și îmi doream asta. Eu sincer, pentru ei probabil va ieși ceva benefic, nu și pentru țară. Omule, eu am și promovat, eu sincer. Da. Mamă, când am văzut ce e în spatele lor și cu ce artilerie vin după aia, în ce capcan am căzut și fii atent că-s mulți care nu mai ies. De aproape o oră de PNL, PSD, USR. Ce target are Cătălin Ivan? Sau hai să vorbim despre partidele mici. Cătălin Ivan are un singur scop în această campanie. Să se promoveze în primul rând ca și partid acest ADN, că de-aia îi spune Alternativa pentru Demnitate Națională, să-și creeze structuri în toate județele și să atingă un prag minim de 5%. Atât. Bine? Fiindcă suntem realiști. Eu n-am ajuns să mă bat la Gorj vreodată cu toți banii astora. Încă o dată eu o să mă împun rezervorul campania de 4 ori. Mai mult nu. Deci ăsta e bugetul, oamenii, ca să știți. 4 rezervoare de motorină și cred că vreo 30 de milioane maxim. E greu să scoți bani din buzunar. Să te plimbi așa, că nu mai protocoale, bei un subeu cafea cu oamenii, plătești, Claudiule, că vorbim deschis aici. Păi nu ăștia sunt banii de campanie. Banii de campanie sunt ăia pe care-i... Omule... Nu ăștia sunt bani din buzunarul propriu pe care-i bagi în campanie. Pe și care eu nu mă duc să mă bat cu cine? Acum stăm și explicam cu Ivan, m-am întâlnit, într-adevăr, cu Padeș, cu Tismana, am fost și mă bucur să știi că au venit 7-8 oameni de a sta de vorbă cu ei. Și îmi spuneau ce problemă întâmpină. Când le explică oamenilor, bă, oameni buni, noi acum construim, mă, nu facem nimic altceva. Primul tur la alegeri contează extrem de mult cu ce scor ieși. Dacă îți dă curajul să continui, să duci mai departe, sau te dezarmează efectiv. Asta este problema în momentul de față și asta țintește ADN. Adică să arate că creează un mic pol de forță, un bulgăre, Claudiule, fiindcă tot timpul, știi pe aia cu buturga mică, răstoană carul mare. În turul 2, Dumnezeu cu mila, fiecare să facă ce vrea. Deci nu există, eu știu, țintit ceva anume. Sau hai să fiu sincer, uite că eu știu că nu pot să mă abțin. În momentul în care ar fi, Doamne ferește, în turul 2, la un pas rău să învingă bine la care văd și eu mai bun acolo,
normal că susțin pe ăla. Deci indiferent, mai mult decât atât, niciodată nu mi-a spus Cătălin Ivan pe cine, cum și ce să facem. M-a spus clar, problemele la voi în județ, voi le știți, voi știți cu cine discutați, voi știți cum abordați problemele, nu ne băgăm. Și asta e o chestie care mi se pare perfect sănătoasă. Mai mult decât atât, mi-a explicat niște lucruri pe care le vezi, le știam și nu le știam. Ce înseamnă jocurile astea poliției subterane. Și îmi spunea, uite, el a remarcat de când a venit la Gorj că am eu o slăbiciune pentru unul ca Romanescu, unul ca Ciocea. Mă, sunt câțiva primari care sunt buni, Claudiule. Ce or fi, PSD, PNL, nu mai contează, PMP, nu contează. Și mi-a explicat, să vedeți, în campaniile electorale, la anul, la locale, Ivane, ce problemă aveți dacă nu știți să vă poziționați. Că există riscul să veniți în alegeri, să luați voturi și indirect să faceți jocurile celor care vor să pună din nou stăpânire pe banul public, că pe ei nu interesează funcția, interesează banii. Și atunci aici trebuie să fiți extraordinar de selectivi. Ne-a dat voie să fim atât de selectivi cât dacă periclităm cu ceva un candidat bun, fii foarte atent la ce spun acum, cum spune exclusivitate, să-l susținem. Bă, tu înțelegi? Ce om politic vine, mă, să spună treaba asta ție vreodată, când la noi a fost decât practica asta permanentă, eu sunt cel mai bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, bă, stai, mă, încet. Păi nu, stai, încet, nu-i chiar așa. La nivel mare și știe că trebuie să capitalizeze orice vot. Nu, mă, e un tânăr care gândește altfel, da. Mă. Că nu capitalizezi neapărat, că poți să mergi radicalizând. Păi nu, că lasă goliile azi, dar are câștig pe termen lung. Păi de-aia e un proiect pe termen lung, Claudiule, de-aia a mers pe societatea civilă. El a speculat și a luat din toate județele, crede-mă, grupuri, numai din societatea civilă. Profesori, medici, oameni care n-au avut treabă cu politicul, să știi. Se descurcă mai greu, eu am fost și m-am întâlnit de câteva ori cu ei, să știi. Se descurcă mai greu așa că ei vorbesc în termeni tehnici. Nu sunt genul de oameni să iese la televizor, să fie bun comunicator, n-au școl de comunicare, să știi. Dar în schimb sunt niște oameni curați. Au mai făcut și marketing politic, adică știu care e șmecheria. Și cum se pun, ce targeturi trebuie să atingă în campaniile electorale, ce teme, subiecte importante de interes. Avantajează pe paleologul căderea guvernului? Adică în ce sens căderea guvernului? O văd unii ca și o slăbire așa a Vioricăi Dăncilă, zici că Dan Barna... Vioricăi Dăncilă, da. Din punctul meu de vedere, paleologul trebuie să ia voturi din dreapta, trebuie să ia voturi de la Dan Barna și a și declarat-o public că Dan Barna l-a comis să candideze, fiindcă acum luni de zile nu era în discuție candidatura lui paleologul la prezidențiale. Da. În schimb, omul a spus-o clar, nu avem cu cine. Și oamenii știu asta. Vorbesc cu cetățenii, băi, nu știu cu cine o să votez. Cu Iohannis, că n-am cu cine altcineva. Păi ești mulțumit de el, nici de cum, frate. N-a făcut nimic Iohannis. Și eu l-am votat în turul 2, că n-am avut cu cine. Având Ponta Iohannis, a trebuit să alegi răul mai puțin rău pe care îl consider tu. E, în schimb, acum n-aș vrea să văd o finală Iohannis Dăncilă. Sincer, chiar nu știu ce aș face sau Iohannis Barna. E că Iohannis e calificat nu, în turul 2. Nu, o să vezi, n-ai de ales. Totuși vreau să fac o paranteză, să știi că detest trimisul în astfel de bătălie a unor iepuri. Cum le spun eu, candidați care vin țintă să ia din voturile aluia sau aluia, e o chestie josnică în opinia mea și ca să faci treaba asta să manipulezi la un mod ordinar, ceea ce se și vede în momentul de față, nu vreau să dau nume că nu știu dacă e voie, dar avem candidat care e pus țintă, cât nu suport eu USR-ul, dar e pus țintă să ia numai din voturile lor. Și nu vorbim de paleolog. Îmi dau seama, nu, paleologul are votanții lui plus... Și foarte atent, iară, ca să înțeleagă oamenii câți bani negri se bagă în campanii electorale. Deci ei candidat, îl pregătești dinainte, creezi un eveniment, iese o tragedie, îl urci sus pe ea și îi dai drumul, candidează. Și împingi în spatele lui câteva milioane de euro. De unde sunt banii ăștia, mă? Dacă se uită lumea la noi, caută ce să înțeleagă oamenii ăștia, mă? De unde sunt banii ăștia? Spune-o, de la mine, de la ei, de la tine, toată lumea. Bun? Și își fac astfel de strategii bine puse la punct, creionate de oameni capabili, să știi. Strict pentru a lua din voturile USR. Bine, mă, nu-l suport eu pe USR. Bă, dar nici nu suport să zic astfel de lucruri. Murdare. Și de unde provin banii ăștia? Fiindcă știm ce înseamnă să fii candidat independent, câți bani îți trebuie, cât trebuie să alegi în țară. Destupă la cap românul și explică de ce nu-i bun ăla și de ce e bun celălalt. Dar nu vă apucați de astfel de jocuri de culise. Ipocrizie. Asta nu sunt ipocrizie. Asta e genocid, cum spun eu, psihomoral. Ai înțeles? Și bazate pe niște tragedii. Exact. Îndobitocești o grămadă de oameni, îți bagi joc de ei. Fiindcă îi faci pe oamenii aia să vină din crez alături de tine și ai niște lacrimi de alea false pe la ochi. Au mai fost alții care cu televiziunea au câștigat și au ajuns la un nivel destul de înalt. Dar oamenii trebuie să fie atenți să analizeze, să nu primească gogoșile astea vândute de televiziune. Nu le primesc, le primesc, omule, le primesc că vinovați sunt toți care au făcut politică până acum și au îndobitocit o nație. Asta trebuie să o spunem toți, să ne asumăm că ești băiat tânăr.
Ea m-a îndobitocit, dacă te uiți prin România asta, săraca. Să fiu sincer, atât politicienii cât și presa, la nivel general, a îndobitocit populația din 90. Presa, să fim serioși, la nivel național, este complice, este complice la genocidul psihomoral al acestei națiuni. Mamă, deci mai avem o mare parte din presă, hai să nu mai dăm de cireș. Matei, dar vă promit că în partea, în ultima parte o să avem o dispută foarte aprinsă. O să am cu invitații mei, pentru că dau vina pe presă. Dar de ce ne pui, mă, pana? Păi cum, mă, pe presă? Păi până în 89... cine e vectorul care transmite? Păi și ce, tu nu ai... Cine a pus mâna pe presă la nivel național după 90? Discernământ? Păi dacă informația mea o primesc doar de la televizor, unde să mă uit, frate? La 7 posturi. Și tu discerni ce... Trebuie să-ți faci gri la o oră, la fiecare... Corect. Să știi că și eu eram foarte radical. Eu urmăresc de ceva timp de vreme și pe alea și... Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat, perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Victoriei, numărul 332. Telefon 0353-411-8999 și 0784111212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia Nămolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suflantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Curățenia și ordinea costelei nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai era panel? Benjamin. Israeli, fost prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, costele, dar tu știi ce parizări fac în greșești? Oh. Polaris. Împreună pentru un oraș curat.
Am revenit, ultima parte a dezbaterii electorale din această seară. Invitații mei, Andrei Udriștoiu, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară și susținătorul candidatului Teodor Paleologu, și Nicolae Ivăniș, reprezentant ADN, susținătorul candidatului Cătălin Ivan. Au avut timp de emisie în această seară, trebuie să precizez, și reprezentanții USR, cei care îl susțin pe candidatul Dan Barna, și cei de la Partidul Neamul Românesc, susținătorii domnului Ninel Pea, candidat la președinția României, nu au ajuns din motive doar de dumnealor știute. Revenim, nu mai revenim la tema cu presa, că mă cert cu invitații mei, e vorba de discernământ, ăsta este punctul meu de vedere. Aș vrea să comentăm în această parte ce slogan și-au ales candidații la președinția României și cât de, nu știu, sugestiv e sloganul acestora, cum captează atenția electoratului și dacă îi conving pe alegători. Spre exemplu, domnul Teodor Paleologu și-a ales ca slogan respect, educație, performanță. Convinge sloganul ăsta? Convinge Teodor Paleologu, cred eu. Și se știe faptul ăsta că Teodor Paleologu dezbate mereu tema educației, pentru că de aici pleacă tot. Noi ca nație, până nu reușim să ne autoeducăm, nu o să putem depăși nivelul ăsta. Dacă vrem să stagnăm, ok, o să avem un președinte în continuare ca și Klaus Iohannis. Dacă vrem un dezastru, aducem un președinte ca și Viorica Dăncilă. Dacă vrem să fim vânduți în 10 ani, îl aducem pe Dan Barna. Dacă vrem să ne autoeducăm, cred eu, și să putem să avem un diplomat, un reprezentant peste hotare, atunci alegem Teodor Paleologu. De asta el pune ca și în prim plan educația. Fiind și profesor de meserie, el predă, are o școală de filozofie, e un om care câștigă în mediul privat, a avut peste 6.000 de cursanți, a fost ambasador, e un om de cultură și cred că avem nevoie. 90 românii au votat prost, acum au o șansă să voteze altceva și cred că își vor îndrepta atenția spre candidatul nostru. Și am mai avut un slogan așa, fără proști în funcție publice, și asta ar fi important să ținem cont de ea. Știi, tot Teodor Paleologu a schimbat și fără proști în funcții publice. Și slavă Domnului, prinde ei de la nivel local, județean, până la guvern și secretar de stat. Trebuie să schimbi funcționariul public, să-i dai afară pe proștii de care vorbești. Altfel n-ai ce să le faci. Te uiți la ei. Îi dai afară pe ușă și intră pe geam. Că îi bagă instanța înapoi. Corect, da. Și iar fiind întrebat într-un interviu, Teodor Paleologu a și spus că ar vrea să schimbe Constituția. E foarte greu să umbli într-o Constituție, dar România are nevoie de schimbarea Constituției, altfel nu cred că ne putem pune pe picioare în următorii 20-30 de ani. Degeaba o să discutăm, fiindcă nu se permite. Bun, dar nu se permite Constituția să faci modificările necesare. Să fim serioși. Și președintele are niște prerogative destul de mici în momentul ăsta. Cine își dorește asta? Nu poate să fie. Păi cei care ne-au condus până acum sigur nu și-au dorit-o, că n-au avut niciun interes. Mă, crezi că nici noi nu mai știm cine ne-a condus? Numai noi n-am condus niciodată. Poporul. Te referi la popor. Bun, când aud chestia asta cu schimbatul Constituției, sincer vă spun, mă ia capul, pentru că legile se schimbă zilnic, zeci de legi se schimbă zilnic, sunt modificate zilnic. Dacă și legea fundamentală a statului român o schimbăm, că trebuie să schimbăm Constituția, că nu știu ce, e încă o slăbiciune a politicienilor care ne conduc de 30 de ani. Dar președintele, cred eu că nu trebuie să fie un politician atât de bun, și trebuie să fie mai mult un diplomat și un bun reprezentant pentru țară. Nu neapărat politician, fiindcă politician, președinte, am avut până acum. Da. Eu sunt de acord că Constituția lui Iorgovan trebuia oarecum adaptată după intrarea în Uniunea Europeană în 2007, însă imaturitatea politicienilor a făcut ca să avem chiar legea fundamentală a statului român așa, un text pe care îl schimbă unii în funcție de, nu știu dacă de interese, că acolo ar trebui să primeze interesul statului și al cetățeanului.
Cătălin Ivan, candidatul Partidului Alternativa pentru Demnitate Națională, are ca și slogan președinte pentru români. Adică? Adică pentru români. Pentru România am avut, exact cum spuneam. Știi? Adică privită în ansamblu ei și sufocată în ansamblu ei, vândută în ansamblu ei sau ce vrei tu să-i mai spui. Această țară, tot ce a suferit după 90, este rezultatul unei politici, cum să zice, compromisă 100%. Am ajuns la concluzia după atâția ani, cred că le-a convenit și celor din exterior, corupția din România a fost chiar alimentată, poate, direct sau indirect, controlată de altfel. Așa am ajuns să avem o clasă politică șantajabilă și ăsta este unul din motivele pentru care l-am susținut pe Cătălin Ivan, Claudiu, pe lângă alte trei și o să ți le enumăr imediat, fiindcă îl cauți pe Google și nu găsești nimic. Un contract cu statul, găsești mai multe lucruri despre el, dar mai puțin asta. Deci nu găsești vreodată o acuză la adresa lui că ar fi furat o fisă. Ori deja s-a ajuns în momentul în care vezi despre un om politic care a făcut politică 10 ani de zile acest lucru, te minunezi, scui prin sân și îți dai cu aghiazmă pe tine. Bun. Mergând mai departe cu un președinte pentru români, acum îl citesc pe el, România este chiar și acolo unde există sau trăiește un singur român. Prin Europa, unde noi n-am fost reprezentați, Claudiule, urmărește foarte atent dacă ne uităm de la cazul Sorina, unde niște cetățeni români la origini cu nația americană au fost efectiv smulși din România cu copilul ăla cu tot și dus în SUA. Deci ei intervin peste tot, chiar dacă, mare atenție, nu au dreptate și protejează cetățenii. Și am văzut-o. Chiar și cu accidentul cu Teopetra și chiar și cu francezii, cu englezi, cu olandezi, cu ce ori mai fie ei pe acolo. Deci fiecare stat își protejează cetățeanul său. Din păcate, România nu își protejează cetățenii nici la ei în țară. Nu mai discut peste hotare. Pe acolo când ai ajuns ești uitat de lume, ca să știi. Nu există așa ceva. Și continuând să-ți dau și motivele pentru care îl susțin pe Cătălin Ivan, lăsând deoparte faptul că a fost mai rebel, a avut identitate și curajul de a spune lucruri pe nume și poate da tonul și altor tineri din politică, raportat strict aici la persoană, tet-a-tet cum ar fi, în momentul în care am apelat la el, când a fost greva minerilor în ianuarie atunci și era... Apăruse deja, se specula că le va imputa nu știu ce bani pentru sumirea economiei naționale și mai departe. Asta poate să confirme toți oamenii care au fost cu mine din minerit. L-am sunat la 10 seara și la 10 seara mi-a răspuns la telefon, era la Bruxelles. A luat un avocat până dimineața, au tradus la documente, Claudiu, și la articole din presă să le pună cap la cap, să vadă despre ce e vorba, ce întâmpinare, cu ce să prevină mărșăvia pe care se pregăteau să o facă în instanță, celebrii aia, juriști de la CEO, care ți-am spus, nu au fost la fel de juriști când au vândut sau achiziționat terenuri, case, păduri și așa mai departe, dar striseră juriști dintr-o dată, apărând CEO, pentru niște mineri care au intrat pentru drepturile lor până la urmă în greva foame, în grevă, și au stat câteva zile. Mai departe, o a doua problemă pe care am ridicat-o și mi-a demonstrat că este genul care transmite și ia lucrurile în serios. Discutam despre subiectul ăla din campania lui Ciucea cu sărăcia Naștevici. Ce înseamnă într-o națiune să vii la fiecare pas cu cazinouri, săl de jocuri, păcănele și tot felul de astfel de lucruri care nu sunt altceva decât niște vicii care exploatează sărăcia omului. Și aici nu ne raportăm la viciosul în sine, ți-am zis, vorbim de mamă, tată, fiică, nevastă, copiii. Câte probleme generează toate acești factori. A fost receptiv, a înțeles, a văzut cifrele statistic trimise de mine, era vorba de 1 milion de dependenți. Deci o mare problemă în România în momentul de față, a făcut pe loc, a convocat o comisie, sunt toată presa din Italia, Belgia, am văzut că a scris despre treaba asta, mai puțin în România, că tot iar mi-au de presă. Înțelegi? Deci a cerut un studiu de impact social și economic vis-a-vis de acest fenomen, care consider eu și este cât se poate de real, pentru niște casări la bugetul de stat și pentru îmbogățirea unora, ajunge de norocește sute de mii de vieți. Nu este normal. Astea sunt lucruri pe care, cum să spuneți, trebuie să ne îngrijoreze pe noi toți. Bun? A speculat-o, a pus-o în lucru. Mergem mai departe. Când a fost cazul cu Sorina, eram prea singur. Și nici eu n-am știut în ce dau la Baia de Aramă. Să mă crezi că n-am știut. M-am trezit într-un mușuroi cu picioarele și am răscolit prin el fără să vreau, ca ulterior să-mi dau seama de fapt despre ce e vorba.
Da, tot la el am apelat. Mi-a venit omul cu un ONG, mi-a venit cu un avocat, ne-am întâlnit la Brașov. Am început să scormonim ei, de fapt, nu eu, fiindcă eu eram depășit. La un moment, la un anumit punct, știi cum e, că te duci pe o investigație, te oprești, că nu mai, mai departe, nu ai pârghii necesare, nu ai informație, nu ai, nu ai susținere ca să afli mai multe lucruri. Crede-mă că toate chestiile astea îți dau curaj. Și te convin totodată și încep să înțelegi fenomenul ăsta, încep să înțelegi pe el de fapt ce vrea. Că nu eu sunt miza, mă, Claudile, până la urmă, Ivan. Eu am spus că nu vreau nimic, am spus clar și o spun tare și răspicat. Nu vreau nimic, dar vreau să ajung la Gorj, să se creeze un nucleu de oameni, de altfel de oameni, care chiar pot anul viitor să intre în Consiliul Județean, în Consiliile Locale. Bă, dar altfel de oameni, Claudule, să nu mai aude blaturi, să nu mai văd că ne văităm cu spitalul, ne batem de luni, de zile, le arătăm toate, uite așa cât sunt de limpezi, ca apa asta. Și nimeni nu cuplează cu ele. Nu acum, electoral. Atunci când ți le arăt că dacă nu intervenim repede să stârpim Claudiule cauza, despre efecte a auzit 20 de milioane de români vorbind 28 de ani. S-au săturat. Vino mă atunci pe loc, ai găsit o cauză, da, sar pe ea și rezolvă problema. Deci vezi, sunt niște chestii care pe mine m-au convins că e bine intenționat în primul și în primul rând. Și atunci e normal să vii să-i pui umărul, să-l ajuți pe el, dacă nu era el și era altul. Crede-mă că aveam aceeași atitudine. Niciodată nu m-am dus interesat. Tot timpul a fost un genul care, cum să zic, băi, dau cezarul ce al cezarului. Adineaur, vorbeam de primari, că mai sunt și de la alte partide. Văzi cu minți oamenii au lucrat, au făcut, se vede. Îi diferențiez rapid. Pentru că nu trebuie cine știe ce filtre. De ajuns să intri într-o comună și exact, îți dai seama cine a lucrat și cine nu. Mă, dacă a văzut că face alianță ca să-l răzbească, nu știu, PSD-ul cu PNL-ul, cu maciu care. Bă, trebuie să-l susții, să-l ajuți, că altfel faci rău întregii țări, bă, nu știu. Păi ia spilonii pe care se sprijină pe oameni politici. Sunt atât de anti-PSD-ist, în schimb am mers prin Olt, de exemplu, în comună cu primar PSD, băi, și o diferență extraordinară față de comuna de lângă cu primar PNL. Asta nu e relativă, partidul. Se votează omul. S-au creat partide. S-au îndobitocit oameni pe aceste campanii anti-PSD. Bă, dar nu mai suport. Bă, dar tu știi să faci ceva concret. Lasă-mă, am văzut, ia, hoți, paria cum vrei tu. Bă, cine sunteți, mă, voi? Arătați-mi voi ce ați făcut. Și nu văd nimic. Bă, asta așteaptă oamenii, dar hai să vedem și cu ce ne trezim pe liste din partea partidelor de opoziție de până acum, partidelor numite de dreapta. Bun, eu sătul de foști. Hai, discutam și mai devreme. Fostul prefect, fostul subprefect, fostul... Hai să vedem cu oameni noi. Vrem schimbare cu cine? Tot cu ei? Resursă cu acele... umană au toți. Nu toate nimic. Partidele politice au. Deci au resursă umană, au oameni să scoată capabili în față, crede-mă, de rămâi uimit. Dar cine își dorește asemenea oameni în față? Păi nu-i dorești că ăștia nu-s controlabili. Dorim, odată nu-s controlabili. Vezi? Aici este problema și nici nu-i lăsăm, nici nu înțelege eu lumea când îi explici de ce insist eu. Păi mă încălzește bine cu ceva că iau 5% la prezidențial acum. Nu mă încălzește oameni, trebuie să înțeleagă asta. Dar totodată poți să fortifici, mă, să crești ceva. Poți să speri după aia că se sperie ăștia la alții. Că știi cum văd ăștia lucrurile? Bă, luară nebune ăștia 5% acum la prezidențiale. Păi la anul ne ia 10. Și când o cășuna vreo 3 prin CJ-ul și vreo 3-4 prin CL-uri, se schimbă lucrurile, că nu mai poți să se ușile închise scudate pe acolo. Care-i teama mea? Păi să nu vină aceste partide nou formate și să ne trezim cu aceiași oameni vechi cu transporturi politice, de la vechile partide către un partid nou înființat. N-am nici cea mai mică problemă. Asta este o poveste iar nemuritoare pe care o aud. Dom'le, trebuie să ieși politici. Bă, ciorbă. În momentul de față, clasa politică în România este ciorbă. Bun. Vorbim și la nivel local, județean, că de aici. Județean, local, național, cum vrei tu. Bun. Nu mai ales stânga dreapta, nu mai există. Bun. Și atunci, identifică-ți, mă, ce calitativ, ia-l, mă, tată, n-are nimeni nimic împotrivă. Ce calitativ, cu minte, vede treaba lui, nu are istoric. Ia-l, mă, pune la treabă. Au istoric, vechi politicieni au, dacă 30 de ani au istoric. Păi adică cum? Ia-o pe ala după ce a furat cu ăștia, a făcut milioane de euro, ia-o de bun la mine, nu? Și a demonstrat ce a putut, că mă gândesc că a avut... Ce să caute, mă? Nu are, mă, loc aici. Nu are loc aici. Se pare că au, în momentul ăsta, în clasa politică. Care au strategia făcută pe bani, bun? Și care își permit să ducă să dea prin comune, să-și facă 10% și gata. Eu nu mi-aș dori ca toate partidele și partidele mici să vină chiar și la deputat senat, cu oameni noi în politică. Sau oameni care au făcut politică. La mine poți să câștige oricare o cafea, maxim, ai tot ce pot să-i dau. Bun. Ce să-i dau eu? Suntem la final, mai avem 5-6 minute maxim, două întrebări, una pentru fiecare. Domnul Udiștoiu, vă rog să-mi spuneți dacă Teodor Paleologu, sau despre Teodor Paleologu se știe că a fost în PDL, ales parlamentar. Da. Pe listele PDL, iar ulterior a fost
încă un mandat. Audiat ca martor într-un dosar de corupție. Da. Este vorba tocmai de dosarul Elenei Udrea vizând finanțarea campaniilor electorale. Da. Vor scoate adversarii politici vechea poveste? Va putea fi atacat Teodor Paleologu pe chestiunea asta? Martor cred că puteți să fim toți în România asta. Adică și eu și dumneavoastră și Ivan, oricine poate să fie martor într-un dosar. Mâine, poi deci mâine ne trezim. Deci dai voie să-l salvezi, rog frumos. Vreau să aud punctul de vedere. Te întreb imediat despre domnul Cătălin Ivan. Au apărut deja fotografiile cu ești cu Elena Udrea. Din punctul meu de vedere, eu fiind un simpatizant și mi-am asumat-o a Elenei Udrea ca și politician și asum chestia asta, nu-i văd rost în campania asta. A venit din contră subiectul Băsescu pentru a fi atacat. S-a văzut creșterea în sondajul lui Paleologu. Bineînțeles că Băsescu este anchetat, nu? Mă întreabă lumea pe stradă. Face Băsescu pușcărie? Păi, cu siguranță va face pușcărie. Dar unde e Băsescu în campania asta electorală? Că el l-a propus pe Teodor Paleologu. Da. Este la Bruxelles, își face treaba la Bruxelles, chiar am văzut fotografii. Campania acum a început. Campania acum a început și a fost și aseară și acum două seri la televizor. Trebuie să e prezent pe scena politică. Corect. Deci nu îl va afecta vechea poveste cu martor. Nici de cum se încearcă, bineînțeles că se încearcă mizeriile astea, că suntem sătui de asemenea scene. Și acum iar ajungem la presă, nu? Că cine le pune pe tabă tot prin intermediul presei. Le spun ceva. Orice poți vede Paleologu, numai că e host, nu. Ce, Doamne iartă-mă. Îți dau 3 minute să comentezi și faci ce te enervezi. Poți să spui că e de ăla care fura cu coașa din mână. Acum îți spun și altceva. Te uiți la fața unui om și eu cred că îți dai un pic seama. Adică dacă mă uit la fața unora care au condus județul ăsta, îmi dau seama că ar putea să voi. Dacă reușească să creeze ca și lider pe Paleologu, dar așa e. Paleologu nu e un politician. Stai un pic, pe ce nu e un politician în momentul ăsta, nu e un vector. În schimb, Paleologu e un diplomat, e un om de cultură. Și ce am spus? Asta cred că ne trebuie nouă ca și președinte, un bun negociator dincolo. Ceea ce Iohannis n-a făcut în anii ăștia, absolut nimic. A pus totul pe tavă fără să negocieze absolut nimic. Tu califici oamenii după cum arată, după față? Adică ăla e corupt, ăla ar trebui să ducă la pușcărie, ăla are față de... Te trădează uneori și fața. E și proverbul ăsta. Uneori fața te trădează, să știi. Bun. Teodor Paleologu despre Traian Băsescu e declarație din 26 septembrie, după verdictul în dosarul CNSAS, citez, ar fi nedemn să dau o copită de măgar unui leu rănit, a declarat Teodor Paleologu. În urmă cu câteva Să știe că a avut o relație bună, Teodor Paleologu cu Traian Băsescu, a fost deputat din partea PDL, ce ar fi trebuit să declare în momentul ăsta? Da. Imediat îi citesc domnului Ivan o chestie despre Cătălin. Ia uitați, domnul Ivan, cum comentați următoarea chestiune? Nu vă zic cine a făcut declarația, dar declarația sună în felul următor. Cătălin Ivan e un puști obraznic cu cheița întoarsă de Vanghelie. Nu are nicio treabă Cătălin Ivan cu Vanghelie. Ca să-l întoarcă Vanghelie pe Cătălin Ivan trebuie să mai citească vreo 200 de bibliografuri de cărți. Păi nu știe să vorbească, ce să controleze la vreodată pe Cătălin Ivan. Nu, Cătălin Ivan s-a speculat foarte mult. A fost un tânăr de perspectivă remarcat de toți greii PSD și nu numai. Și au încercat să-l controleze. Și nu au reușit. Asta se întâmplă cu toți politicienii cu perspectivă. Cu toți tinerii care sunt de perspectivă, ăștia la alți care la un moment dat fiind uzați grav și știe lumea și cu dosare și cum sunt, se duc în spate și încearcă de acolo să-i manipuleze. Bă, nu merge cu toată lumea, uite. Ăsta e un exemplu viu încă o dată pentru toți tinerii politicieni din România și avem resursă în cadrul tinerilor. Bă, să înțeleagă, dă-te mă într-o parte, în stânga, în dreapta, că până la urmă o să regăsească ei toți dacă chiar ar avea crezul ăsta în ei. Nu, ei unii sunt mai fricoși și alții, nu știu. Bă, de să ai și o totul de nebunie, mă, să faci treaba asta. Pe Cătălin Ivan de la președinte sector 1, de la europarlamentar, să-ți dai tu liniștea pe liniște, să trezești tu revoluționar peste noapte. Bă, trebuie să ai și o problemă, crede-mă. Deci. 15 ani a fost în președinte. Omule, deci el a fost președinte legii studenților, fii foarte atent. Remarcat de acolo, luat, bă, ăștia lucrează încă o dată PSD după vremea aia, îți dai seama, puști, deștept, l-au speculat discurs, l-au luat ușor. Bă, îi pierzi la un moment, dar nu-i mai controlezi dacă îți deștepți, dacă îți bătuți în cap sau genul ăla de pomanagii, de milogi care le se compromit. Să stea bine, mersi, să facă sute de mii de milioane, îi ții acolo și... rămân acolo în continuare și acceptă să fie exploatați. E, genul ăsta de personaj este greu controlabil. Și ăsta e un lucru bun, ăsta este principalul motiv care pe mine m-a convins să îl susțin încă o dată. Au încercat și cu Mihnea Năstase să îi pună pe spate Apțipild 24 de zile și a zburat la... S-a dus la dâncile pe gabinet. Vezi? Ăsta este Cătălin Ivan.
Nu ai ce să-i, ce să-i reproșezi din punct de vedere. Este în felul lui unic, să știi. Și eu, tineri de genul, crede-mă, mâine, dacă iese unul în alt partid, ies public și spun, da, bă, uite și ăla, uite cum e. Da, ai găsit cei doi, cei doi candidați care puteau fi atacați, deci chiar nu era cazul lor. Nu știu dacă era un Barna și ne citeai o știre de genul ăsta și de contractele lui, chiar avea ce comenta, dar de cei doi... Câte o tot Google am căutat, credem, n-am găsit o știre, să zic de Cătălin, nu știu, că a făcut o controversată de despre da, câte ceva. Despre da, relativ, da. Din păcate, ăștia sunt oamenii care este extraordinar de greu să răzbească într-o politică infectă. Iar ne taie colegii că nu trebuie acum... să ne taie, trebuie să ne lase să spunem lucrurile astea. Suntem la final, mulțumesc, domnilor. Mulțumim. Au fost în această seară Andrei Udriștoiu de la PMP, susținătorul candidatului Teodor Paleologu și Nicolae Ivăniș de la ADN, coordonator, susținătorul candidatului Cătălin Ivan. Au avut timp de antenă aici la Tele3 și cei de la USR care îl susțin pe domnul Dan Barna și cei de la Neamul Românesc, susținătorii domnului Ninel Peia. Suntem la final. Ne revedem mâine seară la 18.50, după cum ați remarcat, mai devreme cu o jumătate de oră, ca de obicei. 18.30 am zis. Ai zis 50. 50? Sunt obosit și bătrân și senil. 18.30 în fiecare seară pe, în acest interval al campaniei electorale, la a patra putere. Așadar, mâine seară, 18.30. Vă dau o întâlnire. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Toate bune!